Salutare, sunt Bogdan Nicolai, bine ați venit la Săptămâna Pierdută. Toți care mai aveți emisiuni, dați-vă la o parte că vin tare din umbră. Clujul nu încetează să ne surprindă. După ani de cercetare, oamenii de știință din Cluj au inventat relevația momentului. Aparatul care citește în palmă și le spune oamenilor ce vor face în viitor. Practic, ce au făcut? Au luat acest device, pe care îl avem deja de secole, care ne spunea cu exactitate: o să iubești pe cineva frumos. Îți cade la ceas de seară o damă care are ochii. Care are ochi! Sărcima tale cu bani, să-i vă mai clar! Ei bine, fără pic de rușine, acest sistem complex a fost redus la două fire, două paie și trei robinezi de baie și a ieșit aparatul de citit în palme. Ceea ce avem aici este un device, acesta stimulează creierul. Creierul! Creierul răspunde înapoi prin mâini, în momentul în care acest device intră pe modul de colectare de date. Am înțeles, deci mă ies din modul de colectare fier vechi și mă comutez la modul colectare de date mai aproape, prințule. Ia dă puțin o palmă, dar nu tare că doare. Acest proces se repete de câteva ori? Vezi că procesul trebuie să se repetă. Vito la baba să-ți ghicească. Că știi că eu ce zic aia pățești, dacă nu mai vii. Algoritmul dezvoltat de noi poate să vină cu 7 tipuri de rapoarte psihologice care se generează când dorește domnul. Deci când dorește domnul, aici suntem. Aici unde? În școlile din Cluj-Napoca. Pentru că după cum se vede în poză, această meșcherie cu sonerie este susținută și promovată chiar de Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Că doar e România educată. Elevii trebuie să știe să citește o carte de magie, de tarot. Nu mai zic de olimpici, care citește în stele, în glob de cristal. La rubrica Ce se mai fură, vă prezentăm un domn sensibil, melancolic, o prințesă de om și nu altă. În inima lui Gheorghe Micleru, primar în Gura Teghii, județul Buzău, copilăria a ocupat mereu un loc aparte. De grădinița din comună și amintește cu emoție. Cum ar putea să nu își amintească după ce i-a luat până și ușile și leagănele din curte și centrala termică, toate achiziționate din bani publici și le-a montat la pensiunea lui? De fapt, dacă te uiți cu mare atenție la pozele cu pensiunea, e greu de spus ce n-a ciordit din locul în care învață bieții preșcolari. Până și cauciucurile multicolore curcubeu, până și verdele de pe clădire e chiar verdele ăla pe care cei mici îl adoră. Ce grădiniță frumoasă ar fi ieșit din pensiunea asta așa urâtă. Da, construită după gustul primarului din Gura Teghii. Teghii gură de, nu zici că-i cor de campanie, zici că-i ceape să mor. Aici nu te cazezi, te internezi. Și ca să vedeți că Dumnezeu nu doarme, primarul a ajuns exact unde visa să ajungă. Acum e cercetat și este la un pas să fie admis la grupa Mititica. Mai multe supermarketuri din România, care au introdus case self-service, regretă decizia și ar vrea să angajeze din nou oameni. Doamne, sper să nu spuneți că... S-au făcut și studii care arată că jumătate dintre tineri fură cel mai scump produs din coș. De exemplu, cumpără un whisky, cutia de la whisky este una ieftină și în interior bagă un whisky scump. Este exact ce am intuit! Casele astea self-scan, self-service sau cum naiba le zice, parcă hipnotizează oamenii și îi invită la furat. Împingi un coș în care ai pus numai produsele de bază și totuși simți că fac 450 de lei. Aproape 290 cât mai ai tu în portofel. Și chiar când te întrebai cum dracu a luat ciolacul cu toate astea cu 100 de lei, în fața ta apare un robot. Tu știi din filmele SF că roboții vor fi extrem de deștepți, că vor conduce lumea, dar încă nu e cazul, să fim sinceri. Nu își pun toate produsele respective pe cântar, pur și simplu le lasă, sunt lăsate în coșul de cumpărători, achită o parte din ele. Achită o parte din ele? Mie mi se pare un mare progres.
Când eram eu copil, casă cu vânzătoare la WC-ul sau la țigară însemna că atunci când se întorcea săraca, bă, aici nu era un magazin unde lucram? Acum ne-am mai civilizat. Dar parcă tot nu-ți vine să scanezi singur tot ce ai luat, adică să muncești gratis pentru patronii magazinului și tot tu să plătești toate produsele. Ai opțiunea să mergi la o casă cu om, dar realistic vorbind, omul e acasă. Sau un patron avar l-a pus la cărat lăzi și tot ție îți vin pe cap și 1, 2, 3 pensionari care te roagă să le arăți și lor cum să plătească. Deja pe banii tăi intri în rutina angajatului la supermarket. Te uiți la ceas când vine mă pauza de prânz, să ieși și eu la o țigară. Nu mai zic de situațiile în care ești aproape obligat să treci prin aparat numai 2 din 3 produse. Când nu găsești codul de bare, de exemplu. Sau când îl găsești, dar nu îl vede scannerul. Adică scannerul închide ochii la el. Știți ce zic? Practic ce-ți spune? Eu nu mă bag, nu știu, nu l-am văzut. De ce ai da în gât un roboțel care ți oferă un cadou? Mai ales când știi că dacă semnalezi că nu merge codul de bare, chinui un om care este atât de în vârstă încât toată lumea strigă paza, când era el paza lui Basarab întâi. Și pentru ce? Pentru un căcat de cod de bare să se târască până în fundul magazinului omul ăsta. Iar acum, sport cu mămălici și fotbal pentru non-microbiști. Pentru că este fiul unui legendar jurnalist sportiv și fratele unui cunoscut antrenor, intrarea lui Tudor Chirilă în fotbal era doar o chestiune de timp. Tudor s-a transferat la Rapid sub numele de cod Marian Aioani. Rapidiștii au respectat noua identitate și l-au întâmpinat cu un călduros bun venit Marian. Dar l-au avertizat că și dacă nu face treabă... Marian! Să vin! Îl bag în pizdă și telefonul meu unde e? Dar care mai sunt scorurile în Cupa Africii? Din câte înțeleg, Nigeria a eliminat Camerunul. Dacă e adevărat sau nu, ne spune Adina. Adriana. Ariana, ai legătură. Angola a obținut cea mai mare victorie din istoria sa, chiar dacă avea un jucător eliminat încă din minutul 17. Nigeria a obținut și ea biletul pentru faza următoare, după ce a eliminat cameramanul. Cameramanul. După ce a eliminat cameramanul. Cameramanul. După ce Marius Șumudică, antrenor român la o echipă turcă, era să-l ia la bătaie pe antrenorul turc al altei echipe turce, iar jurnaliștii turci au fost supărăcioși și s-au tirat de la conferința de presă. Șumudică pare acum să regrete cele întâmplate. El a spus că I don't need the dușman in Turkey. Who needs dușmani în Turkey? I think that was enough about 600 de ani of being dușmani. Stefan the Great, Mihai the Brave, Vlad... Au! It's enough! Vine sfârșitul lumii, maică! În Olt să zgârie polițist cu polițist, un polițist din IPJ și altul care face parte dintr-o altă structură a MEAI, nu știm noi. Se băteau sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Ce-mi place asta cu sub privirile îngrozite? Cred că orice stradă din România sunt unii ascunși undeva după o mașină, după o cărămidă, care abia așteaptă să fie îngroziți. Și să pună întrebarea clasică. Dar de la ce s-au luat? Din câte mi-aș optimi o păsărică, unul l-ar fi făcut pe celălalt polițist local. Fua, umilință! La asta n-ai cum să-ți ții palma în teacă. Iar celălalt i-ar fi răspuns, polițist local e măta. Uite-l pe măta, îl vezi cum vine. Dar făcea confuzie, căci... La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul poliției municipiului Slatina. Deci a venit și al treilea polițist să-i despartă. Dar știți și voi că atunci când doi se ceartă, al treilea, mai ales dacă e polițist, mai mult să uită. Sau, în cel mai bun caz, să mișcă lent, de zici că e bancomat Euronet. Așa se face că
polițistul care chiulise la jiu-jitsu? A fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina cu numeroase traumatisme în urma loviturilor primite. Da, mă, săracul, am văzut. Arăta de zici că a intrat pe schiuri cu 100 la oră într-un cotez de găini. Dar, slavă Domnului, pe a doua zi s-a dus acasă sănătos pe picioarele lui. Totul e bine că nu se termină de tot cu tine. Și tot despre doi polițiști, alți doi polițiști, cred că ați auzit foarte des întrebarea: ce mă, ți-a luat măta stradă? Ți-a luat măta trotuar? Nu, dar și le-au luat ei singuri. Doi comisari de poliție din Turda și-au pavat curțile cu dale din centrul orașului. Da, dragii mei, să vă explic ce au făcut bagabonții ăștia cu cașchetă care, în loc să alerge hoții prin favele, au alergat după pavele, hoții. Când dalele au fost schimbate în centrul Turzii, au aranjat cu un domn director tehnic de la primărie, prieten de-al lor, să le semneze, adică să ateste în fals, că toate lespezile înlocuite erau sparte, erau distruse, sfărâmate, că și piatra, știți, că se erodează în 3-4 miliarde de ani. Ce dracu să mai faci cu ea decât să o arunci poate pe niște alei în curtea unor barosari? Când normal și legal ar fi fost să se facă un inventar, să se valorifice, să se scoată la vânzare. Acu de valorificat, s-a valorificat. Adică cine a avut ochi să aprecieze, a apreciat. Au furat, dar și-au și pavat. Sunt foarte fericit că am văzut cu ochii mei că la episodul anterior mult mai mulți oameni au dat share, au dat like, au dat acolo tot ce trebuie. Nu știu, v-am luat pe fiecare în parte, v-am scris un caiet numele, m-am dus cu el la biserică, am plătit acatist din ăla de bine, totul a fost perfect, pentru că de unde dai share, de acolo Dumnezeu îți dă. Nu uitați că tot ce se pierde, recuperăm săptămâna viitoare. Sunt Bogdan Nicolai, noi suntem Săptămâna Pierdută, la revedere!